Uh, președinte mai puțin, eu aș vrea să devin premier. De ce aș vrea să devin premier? Pentru că președintele nu hotărăște absolut nicio pulă în afară de... Uh, el e un fel de uh, fața companiei, hai să spunem așa. Brand ambasadorul, nimic altceva, nu hotărăște el nicio pulă. Adevăratele hotărâri se fac prin premier-ministru. Eu aș vrea sau aș fi vrut să devin premier-ministru ca să schimb radical tăt. Eu, am, eu știu cum ar trebui să fie salvat statul Republica Moldova, statul România și state de genul în care rata de analfabet e prea mare. Nu e mare, e prea mare, pre mare. Și atunci încep lucrurile să degenerează și să ai niște exponenți politici de-a Și evident că uh, alegerile devin about uh, și ne plătește mai mult pentru aceste alegeri sau pentru campanie decât și ne chiar merită. Da? Pentru că oamenii îi nu prea pot să facă diferența între un candidat și altul care merită și care nu. Deci, ce aș face eu? Eu aș veni cu un sistem radical, dictatorial, semi-dictatorial, hai să spunem așa. Eu în câțiva anișori aș încerca și aș face tot posibilul ca să acaparez cam toată puterea în stat. Să fac un fel de micromonarhie ca să am posibilitatea să schimb Constituția. Mai exact vorbim despre sistemul de alegeri, da? De la început. Sistemul de alegeri îmi pare că e greșit, pentru că greșala constă în faptul că se e Uh, nu știu de ce for granted, că de la 18 ani cam toți au voie să voteză, da? Și nu contează dacă ești prost, nu ești prost, dacă ești câine sau uh, om sau dacă ești uh, um, vinit, numai și sau plecat pe stihotare și așa mai departe. Nu, contează, toți oamenii sunt egali și au dreptul la vot. Eu tind să cred că nu e așa. <gători> Deși, pentru că un om care a fost 4 ani bombard bombardat cu mesaje politice sau mesaje apolitice, dar care l-a făcut să fie mai puțin competent în a lua așa decizii destul de importante, care sunt decizii de un stat care are de existat cu mulți, mulți, multi milioane de oameni și așa mai departe, cumva parcă tu nu, nu, nu îmi pare că ești competent destul. Deci, ca să eu cu înșit și cu bineșorul. eu și aș face. Eu aș face, de exemplu, ca oamenii care votează, când vin la urna de vot, când se înregistrează, să fie, să dă, de, să dea un test grillă. Un test grillă de 20 de întrebări. Uh, test grillă de 20 de întrebări din cultură generală. Le-aș selecta, băi, credem, din Hai să spunem modulul de învățare din clasa 5 da? Niște chestii din clasa 5 adică dacă știi lucruri din clasa 5-a, a 7 ești ok, ei putea să votezi, da? De exemplu, după cum am mai spus, de ce, nu știu, de ce oglinda oglindește? Da? Și băi, bă, test grill în pula mea cu variante de răspuns, înțelegi? Adică așa de ușor, dar în același timp să văd, băi, omul ăsta... Adică tu îți dai seama că atunci când îți faci cont pe Google, pe tine te verifică dacă nu ești prostanac și poți să vezi, nu știu, scări, de exemplu, sau biciclete într-o imagine, știi? Se verifică de robot, da, înțeleg. Dar în același timp sunt... îți dai seama un om care nu poate identifica o bicicletă într-o imagine, votează în pula mea, votează omul Asta, da? Deci facem un fel de capture, numai că de uh, vot. Da? Omul de un test de grilă, hai spunem, e ca la școala de șoferi, pentru că în trafic, aparent, tot trebuie să responsabil, dar nu un daun în pula mea care nu știe, blei, când faci la stânga, când faci la dreapta, când spate și când nu spate. Îți dai seama, e o leacă de responsabilitate colectivă. Deci, hai în pula mea să ne -o asumăm, blei, nu? Că nu oricine ar trebui să poată alege, pentru că aceste alegeri devin un fel de pseudodemocrație, dacă atare prostia câștigă întotdeauna că mai mulți proști. Deci, cumva un sistem care facilitează creșterea, creșterea proștilor. Acești candidați încep să înțeleagă că băi, dacă oamenii sunt proști, înseamnă că și eu trebuie să am o aparență publică de prost ca să mă voteze proști, ca eu tot să susțin mai departe în continuare educația slabă, ca să fie mai mulți proști care să mă aleagă eventual pe mine. Și suntem într-un cerc, blea, care nici nu-i cerc, dar el merge fix în jos, blea, din pula mea, așa un sistem, da? Deci, eu introduc sistemul de test grillă de 20 de întrebări în același timp, înainte de perioada electorală, banii mei electorali, de exemplu, să spunem așa, campania mea electorală, banii care de la stat vin fiecărui partid, de exemplu, ar fi băgați în corturi în care stă sau o persoană sau un comp, da? Care are în pula mea, de exemplu, top 50 de întrebări care poate să apară la alegeri, da? Top 200 de întrebări care poate să apară la alegeri, 20 de întrânsele chiar să apară la alegeri. Da? O faci ca la școala auto în pula mea, că nu înțeleg de ce școala auto e o responsabilitate mai mare fiind șofer decât cetățean, știi? Tu stai, te pregătești, așa, blea, deși cerul e albastru, în pula mea, trebuie să aflu deși cerul e albastru, știi? Adică, în mod normal ar trebui asta să știi, a, în mod normal întrebarea asta ar trebui să-ți vină într-o anumit, într anumită perioadă de viață, nu ți a venit. Stai în pula mea, așează-te și gratuit, citește sau află în orice modalitate, audio, video, arătată, blea, pe teatru de păpușă, în pula mea, de ce cer, cerul, albastru și află de ce cerul albastru. Și la următoarele alegeri, a să ai posibilitatea și dreptul de vot și a să votez candidatul. Și a să întâmple în felul următor. Felul următor, dintr-o populație de 20 de milioane, de exemplu, de români, a să voteze 5. Da? A să... Asta un rezultat foarte bun, de exemplu, a să fie, da? Un 5 milioane a să voteze. Băi, oamenii ăștia care o să voteze, tu îți dai seama că n-a să mai voteze partidii care promovează proști sau care au proști la conducere și așa mai departe, pentru că oamenii ăștia de au ceva în cap, da? Și pe măsură și trece timpul, tu și standardul la întrebările astea și tu începi să faci un fel de stat care e guvernat de către Oameni deștepți, cam asta e. Oameni care posedă informații. Oamenii care posedă informații, colectiv, pot răsturna munți, înțelegi? Așa lucrează Japonia în pula mea. Sunt niște oameni care posedă multe informații și care, având resurse naturale deloc, îs hub tehnologic blea de lumii, înțelegi? Adică cam așa funcționează. Și tu dacă vrei să scăpi din cercul ăsta vicios în care proștii votează alt prost și prostul

De exemplu, în Norvegia există un plan anex la Constituție în care se spune că în următorii 20 de ani toate lacurile, râurile, râurile și toate locurile unde este apă nesărată trebuie să fie potabile. Trebuie să fie potabile. Și noi asta să facem. Trebuie să vii și în orice rac, lac din Norvegia să vii așa cu cana și să bei și să nu-ți fie nică. Înțelegi? Adică Asta fac oamenii deștepți când ajung la conducere. Oamenii proști când ajung la conducere. Îți, îți, îți hrănesc ideea de este, că uh, e bine să faci concursuri pe Instagram, că e bine, bleați, să, de ce să înveți la școală, dacă uite, eu n-am învățat, dar am ajuns premier. Cam de asta așa e ajuns. <laughs> Știi ce zic? Uh, deci, ca, ca atare, ideea inițială e mult mai radicală. Eu aș vrea să-i privez pe oamenii ăștia de cetățenie. Sau hai să spunem să-i fac un fel de cetățenie, dar de asta pe bilețel. Cetățenie provizorie. Știi? Chiar și dacă ești cetățeanul acestei țări, tu dacă nu poți răspunde la testul ăsta de 20 de întrebări test grillă, să devii un fel de cetățean provizoriu până nu treci testul, de băi, tu mereți să fii cu noi în această corabie de oameni care știu să judece, dar care nu merg ca turma în pula mea, fără fără un gram de cunoștință, înțelegi? Bun, asta e poate și un pas pre-radical, cred că spate de oferit așa, un, un mai gradual. A fi mai lent, România, de exemplu, n-a să transforme în 8 ani într-o super putere, dar în același timp a să fie mai puțin dureros pentru unii și mai puțin a să critice asta. Dacă faci, după cum eu propun, modelul radical, băi, în 8 ani, în pula mea țara asta, băi, explodează, înțelegi ce înseamnă? Când oameni care sunt buni în economie îți votați să discurce cu economia țării. Oameni care sunt buni în management, bun în management, ajung să fie la conducerea unei țări și să manageruiască țara. Și social, și politic, și... Înțelegi ce spun? Și e că cam așa scoți din împas o țară și eu foarte tare sper că cândva am ocazia să am ocazie să fac acest regim terifiant dictatorial, antidemocratic și scot țara mea iubită, blyat, țările mele de iubite din acest uh, impas de prostie, blyat.